cât e prețul la o franzelă, la un litru de ulei? Nu pot să spun, nu mănânc pâine, am fost în ceață, nu mănânc pâine. Mai mult de 100% dintre angajații în România au un salariu mai mare de 3.000 de euro net. Cum crește ponderea celor care au salarii mai mari de 1.000 de euro, ceea ce înseamnă că în România, sau ne mutăm în direcția pe care eu am vrut-o din primul moment, în care România nu mai este o țară cu salarii mici, nu mai este o destinație pentru cei cu salarii mici, este o destinație pentru cei cu creștere valoare adăugată. Și stăm de vorbă pe acest subiect în continuare cu domnul Adrian Negrescu, este analist economic prin telefon în direct cu noi. Domnule Negrescu, bun, totuși, trăiesc românii atât de bine cum se vede de la palat, să spunem? Bună seara, în primul rând. Cu siguranță nu trăiesc atât de bine cum se vede de la Palatul Victoria. Mi-a dus aminte de o expresie aceea că dacă n-aveți pâine, mâncați cozonac. O spunea un alt personaj celebru în istorie și care se potrivește de minune situații descrise dumneavoastră și declarațiilor făcute de premierul Câțu. Ce știm în realitate este faptul că aproape 3 milioane de români, 3 milioane de salariați au salariu până în 2500 de lei. Sunt aproape 1,6 milioane de pensionari care câștigă până în 1.000-1.200 de lei pe lună pensie. Vă dați seama că marea majoritate a populației, adică aproape 70%, abia se descurcă cu banii de la o lună la alta. Să vii să spui că e un câștig faptul că avem 1% din populație care câștigă peste 3.000 de euro, înseamnă că ori vrei să te apuci de stand-up comedy și îți cauți subiecte, ori ai greșit cifrele. Poate ar fi trebuit să vorbească de cei care au 300 de euro pe lună, sau nu 3.000 de euro. Pentru că din cei care au 3.000 de euro pe lună, aproape 60%, dacă nu chiar mai mult, sunt oameni din administrația publică. Dovadă topul salariilor anunțat chiar de Institutul Național de Statistică. Da, bun, cu siguranță a greșit premierul un zero. Nu știu dacă cu siguranță. Totuși... Eu sper să fi greșit un zero, pentru că altă justificare logică nu există. Alta decât una politicianistă și aceasta o variantă extrem de ieftină și o gafă mai mare, nu știu dacă am auzit din gura premierului. Cred că toți românii speră să fie vorba de o greșeală. Totuși eu vreau să vorbim despre români, pentru că, bun, premierul pare să fie într-așa o bulă a lui. Totuși, ce ne așteaptă? Pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine piața actuală, știți care sunt previziunile. Ce ne așteaptă în materie de prețuri, în materie de calitatea vieții, putere de cumpărare? Păi hai să vorbim în primul rând de prețuri. 1 septembrie cu siguranță o va aduce un nou val de scumpiri odată cu scumpirea energiei electrice și pentru consumatorii care se află în piața liberă cu aproximativ 10-15%. Apoi avem prețul gazelor, care de asemenea este probabil să crească, având în vedere că prețurile la nivel internațional au început să crească. După aceea vorbim de iarnă și iarna lui 2021 va fi probabil cea mai scumpă pe care am parcurs-o în ultimii 10 ani, pentru că întreținerea ne va costa cel puțin 40% mai mult. Legate de salarii, nu sunt perspective pozitive. Firmele, din păcate, nu au în acest moment lichidități, adică nu au bani la dispoziție pentru a mărgi salariile. De ce? Pentru că, din păcate, economia nu performează la nivelul așteptărilor guvernanților. Sunt foarte, foarte multe companii blocate în facturi în momentul de față, adică nu se plătesc facturile de la o companie la alta. Blocajul financiar a crescut foarte mult. Sunt multe companii care nu reușesc să producă în acest moment foarte multe lucruri, adică să facă activitate economică, pentru că nu există cerere. Exact.